Xbreaker este sponsorizat de Jedoya. Prețuri mai mici decât alocația ta. Folosește codul DOMIX pentru cele mai tare oferte. Ei, salutare, prieteni, eu sunt Xbreaker. Bine v-am regăsit la un nou episod de Football Manager. Au trecut vreo două săptămâni de când n-am mai postat Football Manager și am zis că trebuie să o facem. Iată cum stă treaba în clasament în Liga 1 România. Târgu Mureș e prima poziție la 4 puncte în fața celor de la Botoșani și la 5 față de Steaua. Iată, Botoșanul rezistă în continuare pe locul 2, deși are un meci mai mult decât Steaua. Astra este pe 4, 5 Chiajna, 6 Pandurii, 7 Dinamo, 8 Craiova, 9 ACS Poli. În Premier League, Arsenal pe prima poziție, pe 2 Chelsea, 3 City, 4 Manchester United, 5 Tottenham, 6 Liverpool, 7 Norwich, 8 Stoke, 9 Newcastle. Iar în Germania, probabil voi nu puteți să vedeți că sunt eu aici, dau una. Bayern pe prima poziție, Dortmund pe 2 la egalitate de puncte cu Bayernul, Leverkusen 3 și cam asta este important, doar Wolfsburg ce mai e pe 5, iar pe 6 Borussia Mönchengladbach. Noi mergem mai departe, vom avea un meci cu Rapid CFR Suceava. Începe returul, iar noi trebuie să câștigăm neapărat această partidă pentru a fi acolo. Pe prima poziție, avem nevoie de primul loc, foarte multe meciuri. Am văzut România Under 19, 3-0 cu Malta, Under 19, iată din minutul 27, deja scorul era stabilit. România Under 21 învinge Austria Under 21, Pușcaș reușește o dublă în primele 20 de minute și iată Dragoș Nedelcu, un cartonaj roșu, ceea ce nu este foarte, foarte bine. Ce avem aici? Da, jucătorul nostru a fost folosit, Nicușor Fota, de 21 de ani. România bate Serbia cu 4-1. Bogdan Stancu, Andone. Hat-trick ala Andone. Bun băiatule. Noi avem partidă cu Rapid CFR Suceava, jucăm în deplasare. Suntem clar favoriți. Să vedem totuși dacă vor reuși cei de la Rapid CFR Suceava să facă față împotriva Rapidului. Nu știu câtă lume va fi la stadion. Iată rezultate. Călăraș bate cu 3-0 Ceahlău, 2-2 Berceni, 1-1 Buzău cu Balotești, Pojorâta face 2-2 cu Faru, iar Oțelul bate greu Academia Clinceni, deși nu mă așteptam să bată pe cei de la Academia Clinceni. Pentru noi rămâne o partidă cu Rapid CFR Suceava. Este o partidă televizată la ora 12. Începe partida. Doar 209 bilete s-au vândut până la începerea partidei. Foarte, foarte, foarte puțină lume la stadion. 33 de meciuri. Alexandru Tudor este arbitru acestei partide. 33 de meciuri în acest sezon. Doar 3 cartonașe roșii, dar are 81 de cartonașe galbene. Rapid CFR Suceava este lanterna roșie. L-au ca antrenor pe Costel Ilie, în vârstă de 41 de ani. Se află aici de 149 de zile. Nu știu cât va mai rezista. Sincer, nu știu cât va mai rezista. Nu înțeleg. Nu înțeleg de ce totuși Rapid CFR Suceava joacă așa slab. Cu noi au făcut o partidă fenomenală. Dar asta este. Asta este. Se mai întâmplă. Haideți să ne facem primul 11, dar ați văzut, mereu avem probleme aici, încă nu și-au revenit jucătorii noștri, trebuie neapărat să jucăm așa, asta este echipa, îi dăm bătaie, trebuie să câștigăm împotriva celor de la Rapid CFR Suceava, neapărat ca să fim acolo pe prima poziție, altfel e groasă treaba, e groasă, da, telefonul, mersi că suni, îți mulțumesc, îți foarte mulțumesc. Ei cum joacă? Un 4-2-3-1, să dau și eu telefonul ăsta pe silent, ei joacă un 4-2-3-1 wide, noi jucăm un 4-3-3 atac, deci hai să vedem ce echipă reușește să câștige, dacă va reuși cineva. Începe meciul, Rapid CFR Suceava are posesie, atacă de la stânga la dreapta în această partidă cu noi, cu Rapid București. Dacă Rapid nu a reușit să promoveze în Liga 1 datorită problemelor financiare, sperăm să-i aducem noi. Iată Rapid CFR Suceava, o primă ocazie, mingea se duce pe lângă poartă. Ce debut de partidă pentru ei. Tudoran n-ajunge la balon, trebuie să avem mare grijă. Bine, respingem, hai țâră. Haideți băieților, botezatul Rapid CFR Suceava va încerca acum să facă spectacol în iarbă. Calma-te, muchachito, calma-te, ia-l, 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 no! Șut bun peste,
Păi ce aveți? Păi ce aveți? Cal? Cal, tati. Din ora PCFR Suceava periculoasă, negru. Botezatul. Oh, doamne, aveți grijă. Bine, ieșim și plecăm pe contraatac să vedem în coi. Mai departe cu Popa. Hai, Popa, joacă tot cu un coi. Vino cu un coi cu pasă, Popa. Nu te complica, bară. Dar Raul Cosin a fost un offside. Băi, Popa, dă-i bă drumul mai repede la pasă. Dă-i drumul mai repede la pasă. Nu e posibil așa ceva. Rapid CFR Suceava. Doamne, am crezut că îmi dau ăștia gol, că nebuneam. Înnebuneam. Semeghin. Oh, da, Tudoran. Tudoran. Haide, băiatule. Țiră. Și aruncare de la margine. Din nou un cartonaș galben, Bogdan Botezatu de la Rapid CFR Suceava, simtul 23 și iată, deja au două cartonașe galbene, Rapidul, haide Rapidulețule, haide Rapidulețule, Botezatu, ocazie din nou pentru Rapid CFR Suceava, iată cum joacă Rapid CFR Suceava, trebuie să avem grijă, doamne, doamne, sunt pe ultima poziție și totuși fac față momentan, chiar bine, au avut mai multe ocazii decât noi, trebuie să avem mare grijă. Trebuie să avem mare grijă, altfel nu știu dacă vom câștiga. Iată aruncare de la margine pentru Rapid CFR Suceava. Dar vrea și Rapidul nostru, bine, bine, Marea, doamne, bună intervenție. Bună intervenție a portarului nostru. Băiatu, hai cu golul acum, coi. Nu cred așa ceva, doar Rapid CFR Suceava. Trebuie neapărat să schimb ceva la pauză. La pauză voi face modificări. Mijlocul nostru cedează mult prea rapid. Manea, stai în poartă, stai în poartă, e gol. E gol Rapid CFR Suceava, minutul 37. Oh. De ce? De ce n-a fost offside? Ce bine a găsit pasa, n-avea ce să mai facă Manea. N-avea ce să mai facă și iată Rapid CFR Suceava deschide scorul cu noi. Voi ce faceți? Ce faceți, băi băieți? Vă mână, dacă nu egalați până la pauză, vă dau afară pe toți! Oh. Cojucariu reține balonul. Până acum n-am jucat mai nimic. Mai nimic, dar asta este. N-avem ce să facem. Negru. Din nou Rapid CFR Suceava. Joacă mult mai bine decât noi. Nu cred așa ceva. Odobeanu. Bine, respingem la disperare. Dar e contraatacul nostru, țâră în coi. Uite, joacă, joacă margine. Du-te, singur Popa, singur Popa, singur Popa! Haide, mă, Popa, îți bagi joc de mine. Îți bagi joc de mine. Tudorane, vină cu concentrare bună. Tudorane, vină cu concentrare bună, Tudorane. Doamne, cât de slab jucăm. Ce au? Vine o centrare, Popa. Nu reușește să dea cu capul minge. Nu iese balonul. Boroștean, bine. Gol, Tudoran. Rapidul egalează, minutul 40. George Tudoran, al treilea gol în acest sezon, marcat de el. Bine, în minutul 40, cu 5 minute înainte de fluierul primei reprize. Ce frumos l-a executat pe portar, l-a prins pe contrapie. L-a prins pe contrapie, iar Rapidul reușește egalarea împotriva celor de la Rapid CFR Suceava. Dar asta nu mă va opri să modific încă din prima repriză. Popa, țâră, oare Rapidul să-și revenit? Țâră, Costin, hai Costine, hai Raul Costine. Răzdan, Boroștean, nu mai centră așa e, dar Boroștene. Țâră, dă-i mai departe. Bine, Tudorane, hai Tudorane, gol 2-1, iată cum întoarce Rapid scorul în 4 minute. Iulian Popa, al 9-lea gol acest sezon. 2-1, 2-1 și adio. Adio Rapid CFR Suceava, nu va mai avea șanse, nu cred că mai poate egala Rapidul. Ce bine, în 5 minute, mai bine 4 minute, reușim să întoarcem rezultatul. Perfect, perfect, l-a văzut Tudoran pe Iulian Popa. Un gol și o pasă de gol și e finalul primei reprize, bravo. Bravo băieți, bravo, așa vă vreau. Dar oricum n-a jucat foarte bine momentan. Și o să le spun asta, o să le spun asta. Mergem și vom face și modificări. Îl schimb pe Încoi, care n-a făcut mai nimic. N-a făcut mai nimic. Asta e prima schimbare a mea. Asta e prima schimbare. Voi vedea după ce voi mai face. Haide, haide, haide. Ar trebui să mai dăm un gol până în minutul 60, cam așa, și să calmăm spiritele. Iată offside la Iulian Popa. Cojucariu degajează balonul, respingem, haide, 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 vine un balon. Rapid CFR Suceava din nou periculoasă, gol, dar se dă offside, ce noroc avem, ce noroc avem, doamne, haide capul meu, din nou galben,
Văd cei de la Rapid CFR Suceava, iarăși cartonaia Amarilia, 3 până acum. Tudoran, Costin, Jiri, Țâră. Avansează, pleacă Jiri, dă-i lui Jiri! Bine! Doamne, bară și mingea, lovește portarul în spate, este corner. Centrează Popa, periculos, vine acum robust, dar cam atât cu această fază. Ce ocazie am avut de 3-1, cum spuneam, era bine dacă marcam până în minutul 60. Altfel e greu, dar putem marca până în minutul 60, hai Costin. Jiri, Țâră, tot cu Jiri. Pleacă bine Răzdan, Popa, gol, 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 Rapidul. Al 10-lea golul Ian Popa reușește dubla la această partidă. Și gata, gata cu partida, Rapidul n-are ce să mai facă, Rapidul CFR Suceava. Noi suntem Rapid București și facem legea pe gazon. Facem legea pe gazon, voi face modificări, îl schimb pe Tudoran. Știți de ce îl schimb? Nu vreau să mai aibă probleme. Nu vreau să aibă probleme. Am nevoie de el pentru partidele următoare. Și Mădălin Martin cu Iulian Popa. Gata. Facem și cele două schimbări. N-avea rost să-i mai țin în teren. Avem 3-1. Nu cred că Rapid CFR Suceava va mai face ea ceva. Mi-e greu să cred. Mi-e greu să cred. Robust. O, Dumitriu. Bine. Na, 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 na. Costin. Răzdan, frumos. Hai, Boroștene. Haide, bună! Martin, șut bun, respinge portarul. Aproape de 4-1 Rapidul. A fost aproape de a face 4-1. Asta este. Să nu luăm gol. Aia mă interesează acum. Să nu mai luăm gol. Prea am luat ușor golul. Hai, Costin. Raul Costin, Boroștean. Bine, cu Mădălin Martin, nu câștigă acesta duelul la cap și atât Rapid CFR Suceava încearcă un atac rapid acum. Să vedem Plămadă. Botezatul, Cătălin Botezatul s-a apucat de fotbal. Plămadă, Negru, e corner? No, nu e corner, deoarece Iulian Manea reține acest balon, evită cornerul. Minutul 74, doar 15 minute rămase până la finalul partidei. Rapid CFR Suceava, degajăm balonul, dar pericolul nu s-a terminat, nu se dă fault. Deși au cerut, nu s-a dat, Bigu joacă înapoi, iată frumos, totuși combină bine, asta îmi place. Din offside, vară, Plămadă, ce execuție a avut Plămadă. Am avut noroc, Rapid CFR Suceava forțează acum, dar să-l vedem pe Mădălin Martin la datorie. Pierde balonul, recuperează Avrămia. Avrămia, te mănânc, Boroștean, greșește și el. Se putea să nu greșească vreo unul din ei. Hai, Răzdane, du-te în margine. Așa, hai, Jiri, e fața ta, e golul tău. Ce execuție slabă are Jiri. Of, Doamne, Jiri, e a doua ocazie, e a doua ocazie mare de gol pe care o ai. Hai, dă-și tu gol, după zici de ce nu te folosești, Țâră. Calm, Țâră, întoarce mingea, robust, joacă. Puteți să schimbați partea, băieți, așa ar fi cel mai bine, e liber. E liberă banda din stânga. Țâră, pierde balonul. Dacă nu mă ascultați pe mine, schimbați, bă, partea când vă zic. Iată acum Rapidul. Rapid CFR Suceava, Negru are șersu slab. Multe ocazii de gol în această partidă, dar nu au fost fructificate. Oricum, 4 goluri totuși. 4 goluri e ok pentru Liga a doua România, eu așa zic. Spectacolul a fost asigurat. Jiri face pressing, dar Rapidul, dar cei de la Suceava scot balonul. Steriu, Botezatu, Semeghin. Bigu, frumos Plămadă, bun Plămadă, asta îmi place, poate îl iau și eu, wow, mingea se duce în afară și suntem pe final de partidă, minutul 89, ultimele momente, se dă fault, e bine, doar 2 minute de la marge, Martin întoarce mingea, Răzdan, șutul acestuia, peste poartă, Doamne, la câte ocazii au fost în această partidă, foarte multe ocazii, 4 goluri, 20 de ocazii. Vine centrala, respingem. Oh, Doamne, pot marca și șutul se duce în plasa laterală. Dacă ne dăteau gol, finalul de partidă era unui incendiar, deși mai fost doar un minut, dar orice se poate dupla, ați văzut cum s-a jucat și câte ocazii au fost astăzi.
Cojucariu nu știe ce să facă. Degajează balonul. Bine, hai Jiri, frumos, Costin. Uite, oh, bine l-a văzut pe Martin. Bună pasa, nu a fost offside. Nu se dă nici penalti. Cum ar fi fost dacă mai dătea și Alexandru Tudor un penalti. Dumitriu, minge lungă pentru Țâra. Hai Dumitriule. Frumos, Jiri din prima. Doamne, ce intervenție are Cojocariu. Ce intervenție bună are. Ho. Păcat, Jiri din nou ocazie mare. Jiri din nou ocazie mare de gol și nu reușește să marcheze. Răzdan, ah, doamne. Nu mai cred că se va pune punct final. Nu știu dacă va mai lăsa Tudor. Poate doar această fază. Jiri, robust, frumos, a schimbat cu el. Pasă bună, dar gata, fluieră, Tudore. E final, gata, nu are ce să mai întâmple. Nu are ce să mai întâmple. Da, se termină, 3-1 pentru Rapid. Bine, băieți. Bravo, bă, băieți, așa vă vreau. Așa vă vreau, băieții. Așa vă vreau, băieții, să mă câștigați fiecare partidă. Avem 4 puncte față de cei de la Dunărea Călăraș. Asta este foarte, foarte bine. E bine că reușim, iată unirea, Dacia Unirea 2-2 cu Berceni. Iarăși o partidă frumoasă. Am câștigat meciul cu Rapid CFR Suceava. Va urma din nou o deplasare, de această dată la Gloria Buzău. Nu va fi un meci ușor, Gloria este pe locul 6, momentan prinde play-off-ul. Dar îi va fi greu, îi va fi greu să facă ceva. Lupta la titlu în continuare se dă la titlu. La primul loc se dă între Rapid și Rapid Călăraș și Berceni. Nu știu dacă celelalte echipe au șanse mari să facă ceva. Noi vom încerca să facem tot ce ne stă în putință, să terminăm pe prima poziție. Din nou partide amicale. Under România, să vedem, bate cu 3-1 pe Azerbaijan. Ivan Pușca și Ivan, e bine că au reușit victoria. Iar la Under 19, luăm bătaie de Franța. Era de așteptat. Era de așteptat, greu să faci față acolo. E foarte, foarte greu. Din nou partide. Acum a jucat și România? Nu cred. Nu cred. Arsenal, 32 de puncte, Chelsea 28, City 25, Manchester United 24. S-a mai schimbat puțin clasamentul în Premier League. În România a rămas la fel, nu s-a mai jucat partide. Nu s-a mai jucat partide. O, avem 11 mail-uri în echipa săptămânii. Îl avem pe Iulian Popa și pe... Îi avem, mai bine zis, pe Popa și pe Tudoran. Ceea ce este foarte, foarte bine. Atacantul celor de la Arsenal, mai bine zis, mijlocașul ofensiv, Mesut Özil, a fost nominalizat la Balonul de Aur. Ceea ce este super, super tare. Alți jucători nominalizați, James Rodriguez, Neymar și Kevin De Bruyne. Bun, bun, bun. Dar nu mai este Ronaldo, nu este Messi, nu este nimeni. Nu cred așa ceva. Chiar nu cred așa ceva. Doamne, doamne, doamne. România 2-0. Bine, bine, băi băieți. 2-0, 6-1 la general. E bine că am reușit asta pe Național Arena. Și haideți să vedem dacă putem să vedem și noi golurile. Andone, minutul 14. Vedem golul lui Andone din minutul 14. Iată, Național Arena arhi plină. În această partidă cu Serbia, Torje sau Torje, Andone, ce frumos, ce frumos Andone și iată cu publicul, era în delir, România reușea să deschidă scorul. Oh, și doar la 4 minute, la doar 4 minute, din nou Andone marca, Torje, Benzar, vine cu o nouă centrare cu capul, Andone se făcea 2-0, România, 2-0 cu Serbia, așa, ăsta era și scorul final. Și am reușit o victorie importantă, victorie importantă și România se califică la Campionatul European din 2016. Na, noi am început puțin mai târziu, poate aici vom face mai multe, cine știe, cine știe, orice e posibil. Avem un meci amical cu Rapid CFR Suceava la Under 19 și vine partida cu cei de la Gloria Buzău. Începe partida cu Gloria Buzău, atacăm de la dreapta la stânga. Sper să câștigăm, sper să câștigăm, ar fi minunat. Nu înțeleg de ce atât de puțină lume la Gloria Buzău acasă. De ce atât de puțină lume, Țâră, Țâră. Vine cu Tudoran, o pasă bună, Raul Costin poate șuta, îi șutează, Popa! Sârbu reține goalkeeperul celor de la Gloria Buzău. Început bun, ce ar fi fost să dăm gol în secunda 30? Oh, era minunat.
O minge din nou degajată. Gloria Buzău are și ea o fază. Bogdan. Bogdane. Vă mănânc. Haide mă. Nu-i dai șutul. Nu-i dai șutul. Ueze. Centrare bună. Doamne, ce ocazie are Gloria Buzău. Scăpăm cu fața curată. Doamne, ce ocazie a avut. Scăpăm cu fața curată. Mi-a fost frică. Și dacă Gloria Buzău dă gol, e greu să mai faci ceva. E greu, totuși. E o echipă ce momentan se află pe locuri de play-off. Deci, nu sunt... Nu sunt slabi. Asta trebuie să știm. Plăminaru. Dedu. Joacă cu Eze. Ezekiel. Plăminaru poate șuta. Ai grijă. Bine, Manea. Reține și portarul nostru. Avem un portar bun. Un portar de under 19. Super, super bun. Asta e bine. Asta este foarte bine. Dumitriu. Abrudan. Din nou cu Dumitriu, o bună pasă pentru Boba, poate centra Boba, să vedem ce va face, vine cu centrarea, Costin, e corner, ce ocazie, păcat că mingea a fost deviată, să vedem centrarea Dumitriu, bună, din nou corner, nu mai bate el, bate Iulian Popa, bună centrarea acestuia, Brudan, resping, Raul Costin, faza nu s-a terminat, haide Costine, bine Tudoran, pune latul ceva, țâră, reține sârbul, portarii sunt la nivel maxim astăzi, foarte bine, foarte bine portarii, au evoluat până acum, deși este doar minutul 14, ei au reușit să intervină de două ori, au fost câte două ocazii de fiecare, dar Gloria Buzău poate da gol acum, Marea nu ajunge la balon și e gol, e Glor, Staporski reușește să marcheze. De ce? Cum s-a dus mingea asta pentru doi jucători de-ai noștri? Priviți, pac? Haide mă, cine e acolo? Capitanul nostru își bate joc de noi. Octavian Abrudan. Abrudan ne punea piciorul să ducea mingea în afara terenului. De ce faci tu un lucru de gen? Vrei să te schimbi? Te și schimbi, nu e problemă. Chiar dacă n-am pe cine să bag un atacant, dar pe tine nu te mai las. Raul Costin. A avut și el o ocazie bună. Bun, încoi. Mai departe, țâră, nu se dă fault. Hai de capul meu, țâră. Dă-și tu drumul la pase. Țineți-vă bine, dacă se face 2-0, se fini. Danciu. Elias. Dedu. Frumos și e 2-0. Of, Doamne, trebuie schimba ceva neapărat. Altfel, e groasă treaba. E groasă rău de tot dacă nu schimbăm ceva rapid. Rapid. Răjdani, ești nervos Răjdani, da? Ia ieși tati tu afară. Prima schimbare, așa frumos. Abrudan, Dumitriu. Frumos, țâră, haide Popa. Iată-l pe Răjdan acum, va ieși. Va ieși, asta este Costin, țâră. Nu dai fault, haide, dai fault. Acolo e faul robust, vine o concentrare bună în afara terenului. Dar e corner și am făcut prima schimbare. Prima schimbare efectuată, Doamne, am zis că mingea se duce în poartă. Tu. Nu e bine. Ah, Doamne, încoi. Vezi că ești și tu acolo pe listă. Alexandru Dumitriu nu mai poate, le băgăm pe Sebastian Boroștean. Aici a fost greșeala mea. Două schimbări în 38, până în minutul 38 două schimbări. Înseamnă că ceva n-a mers bine la Rapid. Eu poate să fi făcut o schimbare greșită, să încerc acolo cu Dumitriu, dar nici mijlocul nimeni nu joacă bine. Nici atacanții noștri n-au făcut până acum ceva. Mereu a lăsat sârbul mingea jos. Câștigându-i la cap, dar rămâne mingea poziția celor de la Gloria Buzău. Tudoran, haideți băieți, am mai câștigat noi, am mai întors noi rezultate. Haideți să o facem și acum. Țâră. Încoi. Mai departe, Costin. Băi, Costine, dă-mă pase mai departe, tu vrei să dai de pe loc în vinclu? Dacă se face 3-0, ne-am lins pe bot. Manea reține balonul. Bine, băiatule, bravo. A apărat și Manea, azi cât a putut. Nu poți mereu să scoți.
Nu poți. N-ai cum, e imposibil. Este corner, Costin, centrare, Abrudan! Oh, ce ocazie, se termină prima repriză. Se termină prima repriză și nu s-a făcut nimic. Nu s-a făcut nimic. Of, de ce oare? De ce oare n-am jucat absolut nimic? Nu-mi dau seama. Unde s-a făcut greșeala? Trebuie să mă uit, să analizez, dar după finalul meciului ar trebui normal analizată. Analizat post cu post, să vedem. Tudoran nici el n-a făcut mare lucru. Iată ce pasă greșită. Da, Gloria Buzău are moralul ridicat. Joacă mult la mie. Dedu. Dedu, șut pe lângă. Greșim mult la mijlocul terenului. Greșim mult la mijlocul terenului. Raul Costin nici el nu joacă, nici Tudoran. Nu știu ce să fac. O să mai fac o schimbare. O să mai fac o schimbare. Îl bat pe George Ganea locului în coi. Un coi slab, cred că cel mai slab jucător de pe teren. Nu știu dacă a existat altul mai slab. Se dă penalti. Of, Doamne, asta mai trebuia. Marius Avram dă penalti, minutul 59 pentru Gloria Buzău. Se pare că vom fi mătrășiți. Mătrășiți, Manea, apără, te rog. N-are ce să facă, e 3-0, Elias. Al treilea gol în acest sezon. O echipă de pe prima poziție se ia bătaie în halul ăsta? Priviți golul, șut în forță, Manea n-a avut ce să facă. N-a avut ce să facă, trebuie să marcăm. Trebuie să marcăm, că altfel vă mănânc. Vă mănânc și vă distrug. Vă distrug. Tot ei au, mă, frate, posesia, mă. Noi ce facem, mă? Noi ce facem? Asta nu mai înțeleg. De ce nu mai înțeleg nimic în aceste momente? Avramia, hai mai fă un penalti, te rog. Joacă cu Manea, Manea, tu poți să dai o pasă de gol. Fii, du-te, Manea, urcă, 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 bine. Hai căruță, hai căruță, hai tată, hai dragă. Hof, asta este. Trebuie să ne resemnăm, trebuie să ne resemnăm, n-avem ce să mai facem, dar măcar să nu mai primim goluri. Să nu mai primim goluri, am blocat. Ce-ați făcut, mă, frate? Avramia, penalti și autogol, ești sănătos, bă, băiatule? Bă, tu ești sănătos? Ai de capul meu, ai Manea și tu, Manea! Oh! Umilință, mă! Îi dau un pumn la vrămia asta, îi dau un pumn. Ce vorbești, mă, frate, mă? Da, n-a mers bine oricum, de cum a început. Aici e greșeala mea. Eu am greșit în primul rând lotul. A făcut o schimbare greșită, dar Gloria Buzău... Oricum, o schimbare nu cred că poate să te ducă în halul ăsta. Gloria Buzău motivată. A abordat mai bine meciul ăsta. Oh, aproape de 5-0. Înfrângere usturătoare. Înfrângere usturătoare și nu reușim să marcăm. Asta e marea problemă. Tudoran, Costin, Căruță, Țâră, Ganea, Popa, n-au făcut absolut nimic. Nimic, să nu facem într-o partidă. Un minut de la margine arătat, poate ultima fază pentru noi. Dăm și noi golul de onoare. Măcar acolo pentru golaveraj. Tudoran, hai Tudorane, Țâră. Bravo, Țâră. Bravo, Țâră, ești tare. Ratez și din 2 metri. Costin vine cu centrarea, Brudan dă pe lângă, se termină 4-0 pentru Gloria Buzău, mi-e și rușine, mi-e și rușine. Da, cam așa arată campionatul în momentele astea. Avem 3 puncte față de Berceni, 3 față de cei de la Călăraș. Gloria Buzău face și ea 21 de puncte, urcă pe locul 4, pe 5 Bacău, pe 6 Clinceni. Au mai fost câteva modificări, va veni o partidă cu Oasea Târgu Mureș în sferturile de finale Cupei României. Va fi greu, dar nu imposibil. Dragilor, eu am fost X-Breaker, sper că v-a plăcut acest episod de Football Manager. Nu uitați să apăsați butonul de like, dați un share mai departe, un subscribe. Până data viitoare, toate cele bune, pa, pa!